Teatrul pentru copii și tineret Merlin susține spectacolul Dar cu femeia ce s-a întâmplat în această seară de la ora 18. Festivalul Internațional de Film Documentar și Drepturile Omului One World Romania se deschide în această seară de la ora 20 cu filmul Reheito la Cinema Victoria. Mâine va fi proiectată pelicula Niciun alt pământ de la aceeași oră. Sâmbătă vor fi prezentate următoarele filme: Zâmbetul Georgiei de la ora 16:30, Incident și Așteptând roboții de la ora 18, Vis Viață de la ora 20:30. Duminică vor fi proiectate filmele Fotofobia de la ora 16 și Queendom de la ora 18:30. Piesa de teatru Tectonia Norilor va fi pusă în scenă astăzi de la ora 19:30 la Teatrul German de Stat. Mircea Vintilă va concerta împreună cu Călin Bârcean astăzi de la ora 20. Festivalul de muzică clasică Eufonia Festival se deschide în această seară cu concertul Treviv de la ora 19 la Palatul Baroc. Mâine, de la ora 19, în sala Orfeum a Facultății de Muzică și Teatru vor concentra Next Generation. Sâmbătă, în data de 21 septembrie, de la ora 19, la Casa Artelor, vor concerta Young Spirit. În data de 22 septembrie, de la ora 19, la sala Capitol, va concerta The Wanderer.